Ar fi bine totuși de văzut care este cerința locatarilor. Da, două zile nu au fost adresări, dacă temperatura o să fie așa, cred că o să înceapă adresa la noi, la dispecerat central, să mișorăm temperatura. De atâta este bine venit totuși temperatura să fie reglată de la sursă. Edilul Capitalei Dorin Chirtoacă a propus o altă metodă de luptă cu schimbul de grade din termometre. În mod normal, temperatura trebuie dată în jos într-atâta încât să apară plângeri, după care urcată cu un grad 2. Aceasta este modalitatea care dă rezultat imediat. Ideea primarului nu a fost susținută de viceprimarul de Ramură, Vlad Coteț, care a declarat că sistemele inginerești sunt vechi și uzate, iar un schimb prea des de temperaturi poate provoca disconfortul locatarilor de la etajele inferioare. Nu trebuie să uităm că sistemele inginerești interne nu întineresc, dar îmbătrânesc și avem cazuri acolo unde avem secțiunea pe coloane de la jumătate de duim, acum putem să-l comparăm cu 3 optimi. Ceea ce vorbește despre faptul că scăzând această temperatură și ne respectând graficul sau sistemele automatizate la centralele termice, provoacă un disconfort la etajele de jos 1, 2 și 3, la seriile 143, ori cele care sunt supuse cu repartizarea agentului termic de sus în jos. Noi ne putem spăla pe mâini, vorba aia, dacă a avut loc centralizarea serviciului, acum C2, C1, Termocom sunt o singură întreprindere, subordonate Ministerului Economiei, Guvernul, noi am putea spune, ne pare rău, vă descurcați cu ei. Atâta timp cât sunt geamuri deschise la clădirile din Chișinău, asta înseamnă că temperatura este mai mare decât trebuie. Geamurile se deschid pentru aerisi câteva minute și atât. Dacă ele permanent stau deschis, cum asta se poate observa pe străzi circulând, înseamnă că noi ajutăm sau am trecut și la un nou proiect al Chișinăului, încălzirea străzilor, curților de bloc, a atmosferei și crearea unui confort termic inclusiv în stradă, nu doar în blocul locativ. Locuitorii Capitalei au primit zilele trecute facturile pentru agentul termic livrat în noiembrie. Potrivit șefului întreprinderii municipale Infocom, Ion Mărgineanu, cu toate că vremea a fost mult mai caldă față de perioada similară a anului trecut, sumele din facturi sunt destul de mari. Startul sezonului de încălzire 2014-2015 a fost dat pe 21 octombrie. Către instituțiile de învățământ și medicale, agentul termic a fost livrat cu o săptămână mai devreme.